bine. Nu vă descurcați fără împrumut? Nu ne descurcăm, că e pensia mică și nu ne descurcăm. Mai reușiți să le plătiți după aceea? Că da, trebuie. Suntem nevoiți să plătim. N-am plătit regia, n-am plătit... Trebuie să plătesc. Da. Nu vă ajunge pensia? Da, 7 milioane ce îți fac pe ele. Și mai reușiți, doamnă, să plătiți după aceea? Reușesc, cum să nu plătesc? Ce să fac? Pentru mulți pensionari din Mehedinți, CR-ul este salvarea atunci când trebuie să cumpere lemne de iarnă sau să-și plătească întreținerea. Numai că, odată ce au luat banii, nu toți reușesc să-i mai și returneze. Ar fi în jur de 29 de popriri. Majoritatea popririlor se pot executa, dar sunt din urmă veniți o serie întreagă de pensionari care nu și-au plătit datoriile și atunci am trecut la executări judecătorești. La Casa Județeană de Pensii Mehedinți ajung zilnic până la 10 noi cereri de poprire din partea băncilor sau, de cele mai multe ori, din partea serviciului de la taxe și impozite. Avem un număr de 1500 de popriri cu o valoare totală de 276.000 lei, deci 2.700.000 vechi. Aceste popriri le primim de la bănci, de la executorii judecătorești, de la... CR-ul pensionarilor, dar în număr mai mic, foarte multe de la administrațiile locale din județ și din municipiu, impozite și taxe neplătite la timp. Datoriile acumulate de către pensionarii care le au la diverse instituții și pentru care au fost cerute popriri pe venituri depășesc 250.000 de lei.